să ne bucurăm și să ne veselim în ea. Doamne, ajută! Doamne, dă izbândă! Binecuvântat să fie Cel ce vine în numele Domnului! Vă binecuvântăm din casa lui Dumnezeu! Lăudat să fie Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt în dimineața aceasta! Iubiți frați și surori, după cum știți, este ultima zi din ciclul nostru de predici, de studierea Cuvântului prin Duhul Sfânt, care a fost vineri, care a fost ieri, care este și astăzi și în veci de veci în mijlocul nostru. El să fie înălțat în mijlocul nostru, amin? Dumnezeu să vă binecuvinteze că ați ales în dimineața aceasta să fiți în jurul Cuvântului. Un cuvânt care dă viață, un cuvânt care n-ar trebui să plictisească pe nimeni. Un cuvânt care ar trebui să educe, să ridice, să corecteze viața noastră spirituală. Pentru aceasta să spunem cu toții, Doamne, deschide inima noastră în momente ca acestea, lasă ca pământul numărul 4 din inima noastră să fie pregătit să se așeze cuvântul. Să fim niște oameni roditori. Amin? Aș vrea să, doar în câteva minuțele, să vă prezint în dimineața aceasta cum ar trebui să desfășurăm slujba în casa lui Dumnezeu. Am să vă rog frumos, într-o oră maxim, să putem să cuprindem cele trei rugăciuni care obișnuim. Pentru aceasta, în ordinea în care am să vă anunț, avem să și slujim. Și rog frumos pe fratele Costel să se pregătească pentru primul îndemn la rugăciune, apoi pe fratele Tinel, apoi vom conclude ultima rugăciune, așa cum obișnuim de cauze, ajutându-ne prin Duhul Sfânt fratele Alexandru, care este în mijlocul nostru nu de mult timp, și spunem ca cu toți Dumnezeu să binecuvânteze el și soția lui și de asemenea pe noi toți. Așa cum spuneam, am vrea să cuprindem ora aceasta maxim de minim de cuvinte și maxim de idei. Înțelegeți? Am vrea să stăm în ora aceasta împreună cu cântările de laudă spre slava lui Dumnezeu, să putem lăsa loc cuvântului lui Dumnezeu care va fi rostit în această dimineață spre creșterea noastră spirituală prin fratele Daniel, de asemenea și pe dânsul Dumnezeu să-L binecuvinteze. Deci voi citi Psalmul 116, tot, este un psalm care îl îndrăgim cu toții, vom face prima rugăciune de mulțumire la adresa numelui lui Dumnezeu. În această rugăciune de mulțumire îi spunem, Doamne, te rog să fii și cu noi. Apoi, imediat, după o cântare, va urma fratele Costel, o cântare, fratele Tinel, și concludem ultima rugăciune din această dimineață de cauze. Amin? Clar? Sfânt să fie Domnul. Mulțumesc pentru colaborare. Cuvântul Domnului unde spune în Psalmul 116 cu versetul 1, iubesc pe Domnul, căci El aude glasul meu, cererile mele. Da, El și-a plecat urechea spre mine, de aceea voi chema toată viața mea. Mă înfășuraseră legăturile morții și mă apucaseră sudorile mormântului, eram pradă necazului și durerii. Pagina biblică 622. Dar am chemat numele Domnului și am zis, Doamne, mântuiește-mi sufletul. Domnul este milostiv și drept și Dumnezeul nostru este plin de îndurare. Domnul păzește pe cei fără răutate. Eram nenorocit de tot, dar El m-a mântuit. Întoarce-te, suflete, la odihna ta, căci Domnul ți-a făcut bine. Da, tu m-ai izbăvit sufletul de la moarte, ochii de lacrimi și picioarele de cădere. Voi umbla înaintea Domnului pe pământul celor vii. Aveam dreptate când ziceam, sunt foarte nenorocit. În liniștea mea ziceam, orice om este înșelător. Cum voi răsplăti Domnului toate binefacerile lui față de mine? Voi înălța paharul izbăvirilor și voi chema numele Domnului. Îmi voi împlini juruințele făcute Domnului în fața întregului Său popor.